sau în marketing sau în orice altceva. Și atunci, asta, dacă vrei să faci ceva global, e acolo. Pentru că, adică, gândește, dacă vii aici să spui, da, eu sunt Twitter, chiar dacă ține să fie Twitter, oricum o să duci să vezi ce e, că e mai, cum e tot mai, știi? Despre ce să mai zic? Despre cheltuieli, mă rog foarte, foarte scump. Adică, bootstrapping este un must și partea bună acolo este că toată lumea e cumva hippie așa, știi? Adică mie nu se uită ce ești îmbrăcat sau ce mai știu, chiar mă interesează lucrul ăsta, știi? Și lumea nu se întrebe la câți bani ai în fond, dar nu știu, adică chiar dacă ai niciun bani în fond, îți ok, pur și simplu. așa, și ceva mai... Da, adică hai să vezi că vă întâlniți cu super minorizare, nici măcar nu-ți imaginezi că sunt mai cu ea, e un idee. În convers, e o concluzare a voastră, că mai dai două, trei idei despre concluzarea voastră. Da, dar să mai zic niște chestii poate pe care o dai în mâinile oamenilor. Ceea ce privește cazarea. În Silicon Valley e foarte greu să găsești cazare pe termen scurt. Adică casele de ce se închiriază pe minimum un an. Și sunt, like, în jur de 2000 de dolari, ceva destul de ieftin. Așa că, apropo, am să fac o comparație între cheltuielile, era cu Dragoș Munac, a stat la un hotel unde a plătit pe total mai puțin decât dacă ai închiria o casă. Așa că, înainte să te duci, chiar trebuie să te gândești foarte bine la chestiile astea. Da, și poți vorbi cu noi despre cheltuielile, adică îți putem spune că mai poți salva multe chestii. Noi am cheltuit, am niște bani pe care am putut să-i salvăm. Exact. Înțelegi? Dar așa e primul acum. Da, ideea este că ask, dacă cineva vrea să merge să ask, dați-mi mâine oricare dintre noi, deci puteți să întrebați pe orice îți fac și pe urmă. Înțelegi? Așa, și apropo de customer development, există două direcții pe care le-am sesizat eu. Ori ai foarte mulți bani și stai mulți ani și aștepți la oamenii să-ți învețe produsul și să schimbe comportamentul, ori dacă ai foarte puțin bani, ai putea să vorbești cu clienții tăi, ca să ajungi la minimul viable product pe care să poți să vin să scalizezi. Cazul Twitter, cum știți probabil, 8 milioane și au putut să aștepte câțiva ani, câțiva ani de zile ca să aibă hype-ul ăsta. În ceea ce privește finanțarea, ce am făcut research acolo, 70% probabil dintre finanțări se dau pe social proof, care se construiește, evident, stând acolo, ieșind cu ei la vedere, lucrând în diverse companii, nu știu, oamenii chiar trebuie să te cunosc, altfel încă ai mari șanse să vii să zici, uite, sunt din România și sunt cel mai tare că sunteți bani. Umplești tu valiza asta. Sistemul umple și tu valiza asta. Da, exact. Sau că trebuie să te duci să demonstrezi că poți să faci bani și atunci rapid și atunci ai șanse să se finanțare. Nu știu dacă... Oricum, ca să conștientizați un pic, apropo de social proof, dacă o să vă uitați la tranzacțiile care se fac acolo, la cine ridică finanțele, să vedeți că sunt oameni care au foarte mare experiență și media de vârstă, în general, în jur de 30-40 de ani, la cei care ridică cei mai mulți bani. Adică hiturile sunt în jurul vârstei. Oricum, o diferență de cultură și de mentalitate foarte mare, este că acolo media de vârstă, spre exemplu, pe internet, e diferită de cei aici. Noi aici suntem media de vârstă 25 de ani, pe când acolo media de vârstă e 35 de ani. Da? Și când ne-am dus la Google, dar și acolo sunt diverse și diverse. La Google erau toți 40 era, nu? Când am fost la Facebook erau 25 era. Adică, știi, și vezi din două companii care sau două culturi total diferite. Adică, bani, sunt incredibil. Ce ca tips așa acolo, ce mai vreau? Apropo de introductions, dacă nu ai introductions, chiar nu ai ce să faci acolo. Adică, nu știu, trebuie să te interesezi înainte. Voi cine a mai fost, cine mai așa, faceți și mie niște introduceri. Și după aceea procesul putea, e ca un bulgăr de zăpadă. Îl cunosc pe ăsta, am avut la conferință, îl cunosc pe celălalt și mai departe. Și hai să vorbim, deci asta e about drink-uri. Hai să vorbim puțin despre Antonio. Pune aș vrea să vă spun, Antonio e un very good cook. Da, Antonio gătește foarte bine, e un grad al acelui extraordinar. Mi-am dus să mâncam mici și sarmale, înțeleg că vreți. Am gătit o vită argentineană și nu mai ce era. Ceva de Antonio locuiește acolo și ia se după an, este foarte conectat cu oamenii pe acolo. În general,
universitar, cunoaște foarte mulți care au terminat Stanford sau care sunt doctorați pe la Stanford, prietenii lui sunt din Gașca, asta cea mai... știți cum se cheamă asta? Elitist. Elitist. Aici, oricum, nu chiar foarte în zona de business, el este în zona de business, mai mult, adică el singur și-a creat acolo. Biroul este în Plug and Play Dev Center, care este un fel de Rubrics Hub, un service. Ceva foarte mare cu care am avut, noi am avut șansa să vorbim chiar cu founder-ul de acolo și sperăm să legăm niște lucruri. Dar mă rog, am aș vrea să povestești tu câteva experiențe despre, în primul rând, despre ce înseamnă să fii un accelerator de business și ce înseamnă să faci business în America diferit de ce. Că tu, Antonio, nu știu dacă știi despre compania lui Mobile Pay în România, a ajuns la revenit de 4-5 milioane de bani. Adică el are un model de succes deja aici în România, iar acum lucrează la o chestie care nu vrea să zică nimic, nici dacă îl pici cu lumânarea și eu a trebuit să-i tai toate de la picioare ca să poată să zică ce vorba. Lucrează la un proiect de același gen internațional care mi-e place foarte mult, dar mă rog, să fie el trebuie să o părăsească foarte posibil, dar oricum, ideea e foarte mișto. Zine despre experiența asta. Ok, majoritatea dintre voi mă știți sau ați auzit de mine de care mă a televizor, la asta. Avem timbre. Deci eu din prima oară am ajuns în California în 1998. După care în 99 m-am mutat la Los Angeles și am stat 6 luni acolo aproape. Am lucrat la un startup în momentul în care exista acel boom de internet și credeți-mă, eu am experimentat boom-ul internet de acolo, nu de aici. După care din 2001, nu, din 2002 până acum mă duc și stau în, deja sunt un fel mutat acolo. Și deja văd lucrurile cu alți ochi, adică ok, între tot ce ești de excitement-ul în California. Dar acum pot să zic că sunt un loc, adică știu chestii care pe care le știe un loc. Iar asta îmi dă o imagine, mă rog, California și mai exact în Northern California, Bay Area, Silicon Valley, este o zonă care are un fel de glamour, așa, se vede frumos. Dar există și niște părți întunecate, ca să zic așa. Una dintre ele de care m-am lovit este... nu contează ce succes ai oriunde l-ai, este important să dovedești că ești acolo, că poți să scoți aceeași rețetă de succes și în zona respectivă. Adică, în momentul în care spuneam, ok, eu am o companie de succes în România, sunt cunoscut, sunt la... Ok, good. Nu aveam, și câte decât ei au fost la mine, este interesant, biroul meu de aici din România era cât camera asta. Biroul din state este un cubicle de 2x2. Dar să acum să zicem, mă simt mai bine în cubicle-ul ăla decât aici. De ce? Pentru că energia care este, se vehiculează este extraordinară. Spuneam că trebuie să dovedești cine ești și poți să faci prin mai multe feluri. Unul dintre ele este într-adevăr, dacă ai anumite rezultate, e bine să le afișezi. Ceea ce, o prima întrebare, de exemplu, care se pune în state, este cu ce și câți bani faci? La noi, dacă eu v-aș întreba, ok, cine ești, cum te cheamă? Vasile. Și câți bani faci? Cu ce te-o? Se pare o jignire. În state este ok pentru că ți se pune, în momentul ăla știi unde te poziționezi. Ah, unde? Ok, good. Poți să iau bani de la